Salutare, prieteni, un subiect incendiar astăzi. Ceaușescu știa din anii 70 că zăcămintele de sub Marea Neagră sunt mai mari decât cele din Arabia Saudită. Petrolul și gazele naturale de sub Marea Neagră ar putea face România cea mai bogată țară din Europa. Salutare, prieteni, un subiect incitant astăzi, un subiect interesant, așa cum v-am obișnuit, despre zăcămintele de gaz natural din Marea Neagră. Ceaușescu știa încă din anii 70 despre aceste resurse, știa datorită experților români din anul 1972, dar i-a fost confirmat și mai mult decât atât în 1978, când a fost în vizită la Jimmy Carter, la președintele Americii, a fost invitat într-o cameră unde i-au fost difuzate niște imagini din satelit. I-au fost puse imagini cu casa părintească din Scornicești și apoi cu zăcăminte de sub Marea Neagră. Americanii au spus lui Nicolae Ceaușescu că zăcămintele care sunt în Marea Neagră ar putea face România o țară mai bogată în zăcăminte de gaz și petrol decât Arabia Saudită. Ștefan Andrei, care a fost ministru de externe, are niște mărturii foarte importante într-o carte, În ochiul ciclonului, care a fost scrisă de consilierul personal al lui Nicolae Ceaușescu, Constantin Boștină. Iată ce spune Ștefan Andrei: întâmplările despre care o să scriu azi au fost de o importanță majoră pentru România, fiind martur ocular al acestor evenimente, iar concluzia lor ar trebui să aibă un impact pentru politica economică internă și externă a României de oricând. În 1978, Nicolae Ceaușescu a fost invitat la Casa Albă de Jimmy Carter, președintele SUA. În timpul discuțiilor din biroul Oval, într-o atmosferă relaxată, Jimmy Carter îi cere lui Ceaușescu să obțină de la Yasser Arafat, la acea dată președintele OEP, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, un armistițiu pe o perioadă cât mai lungă. Știm că Ceaușescu juca un rol de mediator de pace între arabi și musulmani, între evrei și palestinieni, a avut un rol important și în pacea din Vietnam. Carter știa că Nicolae Ceaușescu poate obține acest armistițiu și îi spune lui Ceaușescu inclusiv motivul acestei cereri, unul destul de bine întemeiat. Înainte de a fi acord, Nicolae Ceaușescu pune însă două condiții: menținerea clauzei națiunii celei mai favorizate României și a doua, acordarea unui număr important de licențe pentru industria românească. Clauza națiunii celei mai favorizate fusese acordată în 1975. Cum numărul de licențe cerut de Nicolae Ceaușescu era enorm în concepția americanilor, se duce o negociere de mai bine de o noapte între partea română și partea americană. Nicolae Ceaușescu și miniștrii lui obțin direct o parte din licențe, urmând ca a doua parte, la fel de mare, să fie obținute indirect. Acest mod indirect este uluitor, el însuși fiind subiect de carte. Practic se obținuseră licențe cu știrea americanilor, dar fără ca ei oficial să știe. Poate o să povestesc odată, când timpul îmi va permite, despre acest acord nescris cu rezultate enorme pentru dezvoltarea industrială a României. Cert este că în urma acestor acorduri, industria românească a explodat în acea perioadă, realizată cu componente ale industriei americane sau copii autorizate ale acestora. Zeci de întreprinderi au fost construite pe baza acestor acorduri, iar România, la rândul ei, a constituit ulterior direct astfel de întreprinderi, a construit astfel de întreprindere în alte țări. La finalul întâlnirii, președintele Carter îl întreabă pe Ceaușescu ce programă are în ziua următoare. O întrebare de politețe, pentru că programul era deja cunoscut. Mergem în Texas, răspunde Nicolae Ceaușescu. Nu vreți să mergeți până la centru de cercetare Houston? Avem acolo cel mai mare centru de cercetare din lume. Ia-o, Ștefane, îi spune Nicolae Ceaușescu lui Ștefan Andrei. Câte zile avem pentru Texas? Două, tovarășe președinte, fă-o una, mergem la Houston.
La centru de cercetare a mers o delegație formată din Nicolae și Elena Ceaușescu, încă trei miniștri și ai cabinetului și subsemnatul. După ce am intrat, am fost suiți în niște mici vehicule și am trecut printr-un culoar lung, care aveau de o parte și de alta calculatoare care mergeau. În 1978, Nicolae Ceaușescu și mica delegație se uitau perplexi la pereții plini de calculatoare și nu le venea să creadă ce vedeau. În fine, ajungem într-o sală mare în care era un ecran imens, în fața căruia am fost invitați de către directorul centrului. După ce ne-am așezat în fața ecranului, cel de acolo, în halat alb, a început să apese pe niște butoane ale unei tastaturi, iar pe ecran a apărut harta României, cu patru puncte negre pe ea, care se mișcau. Domnule președinte, aveți deasupra teritoriului patru avioane. Nicolae Ceaușescu s-a uitat la mine, noi eram muți. Credeam că suntem în altă lume, nu au scos niciunul niciun cuvânt. Ne găseam la mii de kilometri depărtare de România și ne spune un american nou că acasă la noi, deasupra României, sunt patru avioane. Stați liniștiți, sunt civile, se lasă liniștea. După ce ne lasă mască cu avioanele, se apucă să bată din taste din nou și pe harta României apar niște săgeți și niște linii care se mișcă. Iar la un moment dat apare un nume de localitate, Scornicești. Liniște de mormânt, nu ne puteam lua ochii de la ecranul ăla, se mărește, apar case, după care una este supradimensionată. Aceasta este casa dumneavoastră de la Scornicești, domnule președinte, zice directorul. O să scoatem o fotografie cu ea și vă rugăm să ne dați un autograf pentru conformitate, știți. Este un obicei la noi ca toți cei care intră aici să ne lase un autograf. Nicolae Ceaușescu nu spune un cuvânt și semnează pe spatele pozei care a ieșit dintr-un aparat. Iar umblă ăia la butoane, iar apar niște săgeți, dar și niște semne și îl întreabă din nou pe Nicolae Ceaușescu. Domnule președinte, știați că sub casa dumneavoastră de la Scornicești este lignit? Nicolae Ceaușescu n-a mai rezistat. Iauzi, Ioane, pe atunci era profesor inginer Ion Avram, era ministrul industriilor. Suntem în Statele Unite și ne spune directorul ăsta că sub casa mea e lignit și tu nu știi? De unde să știu, tovarășe președinte, că doar noi nu avem aparatura lor? În timpul scurtei discuții, directorul iar începe să bată în butoanele alea și se mută din nou imaginea. Ecranul prinde viață, alte linii, săgeți, tot felul de semne, după care se calmează și se stabilizează deasupra Mării Negre. Domnule președinte, aveți cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale din Europa, în Marea Neagră. Dacă știți cum să le exploatați, deveniți cea mai bogată țară din Europa. Rămânem cu toții înmărmuriți. Primul care își revine și vorbește e Nicolae Ceaușescu. Iauzi, Ioane, trebuie să le exploatăm. Nu avem sonde de foraj la mare adâncime, tovarășe președinte, și la ruși nu găsim. Doar ei, americanii, le au. Dacă vă permite programul, puteți să le vedeți la lucru în Golful Mexic. Auzi, Ștefane, ce program avem mâine? Texas, tovarășe președinte, scurtează-l, mergem în Golful Mexic. În Golful Mexic, după ce a vizitat o platformă marină pe care o a exploata Standard Oil Company, mare atenție, viitorul Exxon Mobil. Nicolae Ceaușescu a spus că trebuie neapărat să construim și noi așa ceva. I s-a răspuns discret că este imposibil. Ați mai spus voi că este imposibil și la altele. Lasă că discutăm acasă. Acasă, Nicolae Ceaușescu s-a convins că nu putem face singuri platforme marine de mare adâncime și astfel au început negocierile cu SUA pentru exploatarea comună a petrolului și gazelor din Marea Neagră. Ei urmau să exploreze și să exploateze prin Standard Oil Company, ulterior Exxon Mobil. Rămânea să ne punem de acord asupra procentelor de exploatare. La finalul negocierilor între noi și americani, ne-am dus la Nicolae Ceaușescu. Am căzut de acord cu americanii, președintele Carter este de acord, vom face o societate pe acțiuni, vor face ei exploatarea și exploatarea cu Standard Oil Company, utilajele lor, dacă sunteți de acord să semnăm. 50% din profit SUA, 50% profit România. 51% din profit noi, a spus Nicolae Ceaușescu. Tovarășe președinte, utilajele lor, explorarea lor, exploatarea făcută de ei, doar rezervele noastre nu merge, e totuși corect, 50-50. Bine, 50 ei, 50 noi, așa rămâne, semnați cu ei. Am încheiat citatele din Ștefan Andrei.
Și acum mare atenție. De atunci, din 1978, România are o înțelegere semnată cu administrația americană, reprezentată de președintele SUA Jimmy Carter și cu Exxon Mobil, fost Standard Oil Company, privind explorarea și exploatarea rezervelor de gaze și petrol din Marea Neagră, profitul urmând să fie împărțit între SUA și România în procente egale, 50-50%. Cam asta este cu această carte. Conform dreptului internațional, SUA nu putea modifica unilateral o înțelegere scrisă și de aceea aveau nevoie de o rupere a contractului. Da. Și iată ce mai spune, note. Această dezvăluire bombă a fost furnizată ziariștilor Sorin Roșca Stănescu și Alice Barbu de către Constantin Boștină, fostul secretar al lui Nicolae Ceaușescu. Boștină a publicat în vara anului 2021 o carte cu titlul Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceaușescu în ochiul ciclonului. Cartea a apărut la editura Evenimentul și Capital, epuizându-se imediat. Această carte conține multe adevăruri pe care noi nu le-am știut. Au știut doar cei care au trăit și muncit în epoca Ceaușescu, răsturnând multe teorii cu care am fost bombardați, iar în urma lor rămâne un mare adevăr. Nu se poate spune că era bine pe vremea lui Ceaușescu, dar puțin știu cum era România înainte de Ceaușescu. Ne vedem într-un episod următor. Așa cum spun autorii acestei cărți, Constantin Boștină, doctor în economie, specialitate economie mondială, absolvent ASE, Facultatea de Comerț, promoția 1969, nu ne-am propus ca prin cele prezentate să facem o reabilitare a lui Nicolae Ceaușescu. Dacă va fi reabilitarea, o vor face istoria și națiunea. Noi vă oferim fapte trăite, iar interpretarea aparține celor ce citesc.